Cu banii de la bugetul local, primarul Nicolae Popescu urmează să achiziționeze tribune care vor fi montate pe terenul sintetic din zona Vărzărie. Investițiile în sport vor continua și pentru elevii din localitate, care vor putea beneficia în curând de două terenuri de sport noi lângă școală. Urmează să construim, să achiziționăm și să montăm, de fapt, și ne montează distribuitorul tribune la terenul sintetic din Vărzărie, pentru că se tot organizează competiții și avem și un grup de fotbal, se ocupă cineva de copii și părinții care vin n-au unde să stea, stau doar în picioare și atunci am zis să luăm tribune. Tot pentru latura asta de sport și mișcare vreau să amenajez două terenuri de sport în fostele terenuri de la școală care au rămas în paragină, le amenajez, le împrejmuiesc pentru a putea copiii să nu mai joace mingea în stradă și să meargă pe terenurile respective. Iar diferența de bani care mai avem, îl punem la proiecte de cofinanțare, pentru că am tot pe partea asta de tineret, să zic, mai am două proiecte depuse, unul pe PNRR pentru dotări la școală și am acolo suntem în fază de achiziții și unul pe ADR Sud-Oltenia pentru eficientizare energetică. E în fază de evaluare proiect. Eu zic că o să obținem finanțare pentru că avem punctaj destul de bun. Și avem parte de cofinanțare acolo. Banii va trebui să-i oprești pentru părțile de cofinanțare pentru că te trezești în posibilitatea de a continua proiectul.